Succes, succes! Bea smoală, mănâncă probe. Ce bufon înfumurat. Și ce-i cu nebunia asta cu revoluția? Mă întreb și eu. Dumneavoastră întrebați? Poate v-aș răspunde. Ați mormăit ceva despre revoluție? Sau mi s-a părut? Vi s-a părut, domnule sergent. Noapte bună. Sunt cu ochii pe dumneavoastră. S-a găsit opticianul. Nu s-a găsit. Cum? Cândva a trăit aici un optician. Îi plăcea să bată câmpii, să țină discursuri antirevoluționare. Odată a ieșit din casă și a dispărut. Pricepeți, domnule? M-am prins. Sunt isteț. Vă rog, nu insistați. Porțile sunt închise pentru popor. Să înapoieze lui Fernando aparatul de fotografiat. Vă rog, am reușit să-i fac o fotografie. A primarului! A primarului, iată! Să lânghită șarpele lui Esculap. Liniște! Lăsați-mă în pace, domnule! Ați luat parte la asta! Revoluția! Iu, ce nebunie e! Liniște! Nu mișcă nimeni! Liniște! Pentru că altfel vă vom închide. Cel puțin mă voi întâlni cu prietenul meu, Rexio. Așa! Niciodată! Niciodată! Poate vă vom ajuta! Vă rog să treceți astăzi pe la sediul nostru secret! Noi? Ce sediu? Pe ușa colibei sunt două pătrate și în fiecare din ele un cerc. Bate la ușa verde, o dată, de două ori, de trei ori, apoi coboară pe scări. Acolo jos? Da, jos! La revedere! Să caute și să ajungă la sediul mișcării de opoziție. Să se întâlnească cu membrii mișcării de opoziție. Sunt cu ochii pe dumneavoastră. S-a găsit opticianul. Nu s-a găsit. Cum? Cândva a trăit aici. Vă rog, nu insistați. Porțile sunt închise pentru popor. Mai bine nu atinge! L-aș putea scoate dacă aș avea cu ce săpa! Dar coșul de gunoi... Oh, nu, acolo nu mă mai întorc. Poc, poc, cioc, cioc, poc, poc. Aici, înăuntru și jos. Asta înseamnă jos. Jos, jos! Unde jos? Oh, cineva a lăsat! Pare un indicator! Atârnă și arată în jos! Șterge-o! Oh, o trecere secretă! Oh, doamne, bine că nu m-am așezat aici! Un dulap frumos, masiv, dar închis! Nu, pentru întuneric nu umblu pe scări. Aha. Mai bine nu atingeți. Să ținem crocodilul în budincă. Nu funcționează.
privește aici. Asta pare... Ce mănâncă el? Uită-te la acești ochi! Salut, stimați conspiratori! M-ați speriat! Mai aveam puțin și îl scăpam. Mă scuzați, nu am vrut. Vă salut, domnule Cretes, din cea mai secretă parte a sediului organizației noastre secrete. Prin urmare, sunteți misterioși. Dar, poate puteți să mă ajutați să-mi eliberez prietenul. Nu știu dacă... În schimb știm că avem aceeași repulsie pentru primar și revoluția lui. Ne gândim că am putea să ne unim eforturile. Acolo nu am nimic de pierdut. De ce voi, părinții revoluției, sunteți brusc împotrivă? Pariez că ați participat cu entuziasm la ea. Alte vremuri. Ne-am plictisit. Eram tineri și vroiam să acționăm. Ne-am plictisit. Și brusc a apărut, nu se știe de unde, cârtița noastră. Primarul și oamenii lui, adică cârtițele. Atunci Șanoc... Șanoc a hotărât. Pocopane a venit în vremea guvernării oamenilor simpli. Domnule, am pus mâna pe spade, pe bastoane, pe ce mai aveam la îndemână și am plecat spre palat. O, mamă, sună îngrozitor. Au fost cumva și lupte sângeroase? Cineva și-a pierdut viața? Da, de unde? E greu să iei viața cuiva cu ajutorul nucilor de cocos. Pur și simplu i-am gonit din oraș pe conducătorul nostru și pe regina Lucreția. Și ce s-a întâmplat cu regele? Nu știm. A dispărut. Și păcat, pentru că a fost un rege bun. Și l-am luat și l-am dovorât. Oh, sunteți cârtițe bătrâne și vă ambalați fără să probați. Tenei și chinezești pentru jocul de popice. Să trecem la treabă. Vă ajut să reparați răul făcut. Îmi voi elibera prietenul Perexio. Cu ce aș putea începe? Cu fotografia primarului. Bănuim că acest primar ascunde ceva. De aceea mă învârt cu taraba pe lângă reședința lui. Dar e greu să-l urmărești pentru că apare foarte rar în public. De aceea v-am rugat să-i faceți o fotografie. Și așa am nimerit ținta. Pe fotografie am descoperit câteva detalii îngrijorătoare. Mă întreb dacă le-ați observat și dumneavoastră. Vă rog să luați loc la birou și să le priviți cu lupa. Vă rog să vă apropiați de birou și să luați lupa. Vă rog să vă apropiați de birou și să luați lupa. Desigur că brânza te bagă la bănuieli. Ce ochi ciudați! Dar ce are el în jurul urechii? Mie îmi pare o crăpătură. Asta arată normal. Ce sunt aceste firmituri? De brânză, nu? Adică mănâncă des brânză. Ce fel de cârtiță este aceasta? Al patrulea detaliu. Primarul are ochi ciudați. Arată ca niște găuri rotunde. Primarul are ceva ciudat pe obraz, ca o roșeață. În ultimul timp, primarul mănâncă multă brânză. Spre deosebire de alte cârtițe, primarului îi place brânza. Al doilea detaliu, încă nedescoperit. Coadă? Cărtițele nu au cozi atât de lungi și fără păr. Poate că voi aveți? Asta e talpa lui? E atât de îngustă? Probabil că asta e tot. Nu-i așa? Primarul pare să aibă coadă, lungă și fără păr. Primarul are o talpă ciudată, îngustă și roz. Ce credeți despre asta? Cred că în domnul primar se ascunde o mică cârtiță. O cârtiță mică, dar un șobolan mare. De ce ar trebui să semene primarul nostru cu un șobolan? Nu are sens.
șobolanii au fost întotdeauna dușmanii care ne cotropesc ținutul. Trebuie să mă duc în oraș și să întreb peste tot. Poate știe cineva ceva, poate a văzut cineva ceva. Nu este o idee bună. Primarul și acoliții lui vor fi cu ochii pe noi. Trebuie să acționăm cu discreție. V-am spus că aici pereții au urechi. În plus, nimeni nu știe nimic. Toți se tem și evită să-și pună labele pe lucrurile care nu le aparțin. Iar pe primar, nimeni, în afară de dumneavoastră, nu l-a văzut din timpul Revoluției. Ce ne mai rămâne? Aveți niște fotografii din timpul Revoluției? Pot să le analizez și să caut niște urme. Am avut, dar nu mai avem. Ni s-a ordonat să aruncăm la gunoi toată documentația. Ce groapă de gunoi? La gunoi, aici pe... se află o groapă de gunoi. O gaură uriașă în care se aruncă tot ce nu mai trebuie. Pentru a deschide etajul superior, trebuie așezat crocodilul în budincă. Crocodil pe budincă, mers la groapă de gunoi, găsit fotografiile voastre. Cine merge? Noi nu putem. Vedeți, domnule Cretes, toți locuitorii din Pocopane au fost vaccinați și nu pot părăsi orașul. Cum? Cum ne îndepărtăm de oraș, încep mâncărimile și se declanșează alarma. Dumneavoastră va trebui să intrați în groapa de gunoi. Ei, bine, ce trebuie să caut acolo? O cutie roșie în formă de inimă. În ea sunt păstrate fotografiile. Imediat, imediat. Păcăleală, nici dumneavoastră nu puteți părăsi orașul. Oh, mamă, ce fac acum? Este cineva care poate părăsi orașul? Probabil că nu. Rexio, Rexio va pleca. Este nevaccinat și în plus mult mai curajos decât mine. Trebuie să le liberăm, dar cum? Oh, nu știu. Nu veți trece de paznic. Rămâne doar varianta forței. Să-i forțăm? Mă îndoiesc. În ciuda aparențelor sunt plăpând. Nu pe paznici, pe zidul închisorii. Ne vom gândi la asta. Să obțină cutia roșie cu fotografii. Să-i pregătească lui Rexio drumul spre groapa de gunoi. Să deschidă groapa de gunoi. Să le libereze pe Rexio din închisoare. Aveți, cum să mă exprim, vreo idee pentru eliberarea lui Rexio? Gaura din perete trebuie să rezolve această problemă. Ce pot să fac? N-am experiență, n-am echipament. Poate altcineva poate. Cum să deschid groapa voastră de gunoi? Am spus, crocodilul pe budincă. Aha, simplu și logic. Cum să deschid groapa voastră de gunoi? Am spus, crocodilul pe budincă. Aha, simplu și logic. Aveți, cum să mă exprim, vreo idee pentru eliberarea lui Rexio? Gaura din perete trebuie să rezolve această problemă. Ce pot să fac? N-am experiență, n-am echipament. Poate altcineva poate. Aveți lift? De ce m-am chinuit pe scări? Ar trebui să trec testul. Testul mersului pe întuneric pe scări? Puteam să mă rănesc sau să pierd. Atunci nu ați trece testul. Isteți mic. Bjum. Pâsc. Bjum. Mânc. Bjum. Tic. Bjum. Tic. Pâsc. Mânc. Bjum. Tic. Bjum. Pâsc. Bjum. În sfârșit am reușit. Groapa de gunoi este deschisă. Dar în viața mea nu voi mai mânca budincă. Mai bine nu atingeți. Să ținem crocodilul în budincă. Mai bine nu atingeți. Să ținem crocodilul în budincă.
nu, acolo nu mă mai întorc. Sunt cu ochii pe dumneavoastră. S-a găsit opticianul. Nu s-a găsit. Iese frumos, frumos. Și roșu? Domnule, scrieți o lucrare despre mine. Acest roșu a fost o cruce roșie vopsită cu un spray care i-a indicat șurubelniței punctul de găurire. Și fără el nu se poate? Așa arată sistemul. Semnalizator, cruce roșie și semn. Absolut necesar? Desigur, acesta este semnalizatorul luminos de avertizare la care reacționează șurubelnițele. E suficient să-l montăm și mașina va lucra singură. Aș putea scoate dacă aș avea cu ce săpa. Dar coșul de gunoi? Dar coșul de gunoi? Împrumut o lopată. Arătați ca fiind neinteresat de lucru. Gata, domnilor! Să nu mai privim înapoi! Pentru noi totul e din dragoste pentru revoluție! Probabil contra-revoluție! Nu, cum noi? Am vrut să organizăm un club filatelic! Domnilor, ați încălcat restricția numărul 315 cu următorul conținut. Se interzice cetățenilor să se adune într-un grup mai mare de o persoană în jurul fotografiei ce reprezintă organul puterii populare. Am crezut că e vorba de ficat sau de splină. Veți avea destul timp să meditați în continuare. La închisoare. Oh, nu! Jur! Și cutia roșie în formă de inimă? Numai nu în închisoare! Ce? Prostii, sergent! A luat-o razna! Ei, marș rebeliune! Erexio, unde ești? E important! Trebuie să stabilesc asta! În continuare, în același loc! În continuare în aceeași celulă, dar care? Arunc! Super! În sfârșit știu unde ești! Nu te necăji, născocesc eu ceva! Arunc! Vezi tu ce pățești! Arunc! Pentru ce? Arunc! Au, au, au! Arunc! Au, au, au! Arunc! Pentru ce? Arunc!
Au, ai nimerit cu Western Guard. Scuze, țineți-vă bine. Sigur ceva vă va salva. Avem totuși speranță. Ne-au poruncit să stăm și să cugetăm asupra faptelor noastre. Suntem în pragul nebuniei. Psst, Alfredo, Fernando. Psst, psst, Cretes. Ce trebuie să aducem din groapa de gunoi? Cutia roșie în formă de inimă. În ea sunt fotografiile care trebuie analizate pentru a găsi urme și amprente. Dar psst. Aha. Arunc! Psst! Vezi tu ce pățești! Erexio, ești acolo? Cretes, sunt aici! Răbdare, te scot imediat! Erexio, ești acolo? Cretes, sunt aici! Răbdare, te scot imediat! La dumneavoastră totul e în ordine? Nimeni nu încearcă să fugă? În ordine. De ce întrebați? Fără motiv. Sunt îngrijorat, pur și simplu. Grija față de binele Revoluției reprezintă interesul poporului de cârtițe. Stai! Ce vă închipuiți? Asta e închisoare. Aici nu se intră ca pe stradă. Putem să vă dăm drumul, dar nu veți ieși ușor. Ei, vă mulțumesc. N-am să profit de asta. Privește? Psst. Aici, înăuntru și jos. Asta înseamnă jos. Specle. Scumpe? Scump! Salut, doamnă Bianca! Ce frumoasă firmă! Vopsită manual! Cu speclă? Da, de unde? Cu spray roșu! Nu v-a rămas, doamnă, puțin din acest spray? L-am aruncat la gunoi! Nu v-a rămas, doamnă, puțin din acest spray? L-am aruncat la gunoi! Salut, sir! Cumpărați cașcaval? Mai bine nu! Cocos? Nu? Poate un cadou pentru soție? Nu, mulțumesc! Soția vrea cosmetice și obiecte de artizanat. Cocosul poate fi folosit în loc de săpun și totodată din el. Într-adevăr, mulțumesc!
recipientul cu spray roșu, din fericire neconsumat până la capăt. Răsucit pe perete. Nu-l pot rupe cu momeală pentru șurbet. Pentru siguranță, așezăm un indicator cu protecția muncii. Vom vopsi aici o cruciuliță. Instalăm un semnalizator luminos pentru a-l chema pe șurbet. Ascultă-mă acum bine, Rexio. Voi ceilalți nu ascultați. Bine! Nu ascultăm! După un timp va apărea șurbet și va da o gaură în acest zid. Fugi imediat și fii atent la paznici. Clar! Ce am de făcut? Du-te cât mai repede la groapa de gunoi, mergi drept, a doua la stânga, treci de parcul de cristale de orășelul vesel și de alte locuri faine, dar neimportante. Faci a doua la dreapta și ai ajuns. Cauți intrarea în groapă, una cu o trapă mare în pământ și intri pe acolo. Și mai departe? Mai departe nu știu, dar trebuie neapărat găsită cutia roșie în formă de inimă. De asta depinde soarta ta și destinul meu. Și soarta noastră? A mea chiar! Nu trebuia să ascultați, dar acum lasă. De găsirea acestei cutii depinde soarta noastră a tuturor. Când te întorci, ai să mă găsești în căsuța de la groapa de gunoi. Voi aștepta și îmi voi roade ghearele de nervi. Succes! Nu peste mult timp, planul viclean al lui Cretes a început să dea roade. În scurt timp, Rexio era liber. Ura! Arată-le tu lor, Rexio! Ce se întâmplă acolo? Caporale Diego, vă rog să vă duceți la sărbătoare! Se face, domnule sergent! Rexio nu a mai așteptat rezultatul și s-a îndreptat rapid spre groapa de gunoi. Vizitând în grabă parcul de cristale și mergând cu Montan Rus în orășelul vesel de distracții, Rexio a ajuns la groapa de gunoi doar pentru a descoperi că paznicii fuseseră aici mai devreme și patrulaseră prin împrejurimi. Patrulați, domnule caporal? Patrulăm, domnule sergent! Rexio a trebuit să se strecoare cu precauție prin trapa deschisă care ducea la groapă ca să nu-l observe paznicii. De două ori, de trei ori a privit caporalul Diego. Văd? Nu. Nu văd. Cum? Doar am stat cu ochii în patru. Mai bine să nu ne amintim despre asta în raport, domnule sergent.